Universul ratate. Universul în care, cum spunea profesorul, nu s-au așezat cu acid ca să facă atomul de hidrogen, ci nu le-a mai ieșit de altfel, în altă parte. E, a fost la noi, în universul nostru, un calibrator de universul perfect, care a născut universul, care are în capătul lui, acum, pe noi, observatorul, pentru că principiul antropic asta spune, că se pare că universul a apărut special ca să ne spartă pe noi. Cam asta e una din teoriile astea. Și că, dacă erau parametri altfel, ieșea cu totul altceva decât aici și aici, și uite, suntem aici. De mare, la întrebarea asta, știință și spiritualitate, merg mână în mână, nu merg nici poate. Merg paralel. Lasă-mi să facă paralel. Nu vine așa mai. Să nu vine să pună bombe. Cei care sunt mai convinși că Allah e mai deștept decât Iahova și mai deștept decât Dumnezeu. Asta e problema. Înainte de a pune întrebarea, îmi doresc, apropo de complexitate, apropo de Bastian Nicolescu, pentru că totuși este un personaj extrem de important, are o carte trebuie de citită, se cheamă Ce este realitatea? Și mai interesant, există un grup de lucru la Cluj. Clujul s-a dezvoltat extraordinar din multe puncte de vedere. Și în clubul de la Cluj există un grup de mecatronică care reușește să formalizeze și să ridice problema puțin altfel. Nu-i momentul, dar vă sugerez că poate să fie o temă de sine stătătoare legată de două planuri în care axiomatica e diferită. Însă știți că și omul de știință, practic, pornește de la lucruri necunoscute pe care postulează. Există, de exemplu, forța inerțială, Newton a formalizat-o, dar cauza profundă a forței de inerție, habar, n-avem de unde vine. Deci o constatăm, dar nu-i cunoaștem pricina. Și atunci a fost prea o credință că asta e permanentă, că e peste tot univers. Deci, automat, credințele se potențiază după aceea cu niște extrageri din universul ăsta acelor părți care pot fi explicitate de 8, care prin explicitare ar capăt un nivel de paradigmă pe 1, pe 2, pe 3. Și când o să citiți cartea lui Bastian Nicolescu, o să vedeți că sunt niște nivele de conștiință care se dezvoltă. Și o să discutăm separat de tema respectivă, dar vreau să vă atrag atenția de Bastian Nicolescu, ce este realitatea și de faptul că în România a fost un program de 10 ani, s-au scos 43 de cărți publicate, dedicate relații și a dezbaterii profunde de oameni care își pun acolo vorbea cunoașterea și bucuria și munca, spiritualitate și știință. Te rog. Domnule profesor, ați amintit despre singularitatea și eventualul conflict între umanitate și emergența asta, care ar putea să însemne inteligența artificială. Întrebarea mea este, noi, ca ființe umane, avem și caracteristica și posibilitatea să greșim. Deci, noi, ca ființe umane, ne putem asuma câteodată o acțiune greșită. O emergență de tipul ăsta a inteligenței artificiale, ea gândește algoritmic. Deci, foarte puțin probabil să-și asume o greșeală voit. Poate fi ăsta un argument pe care ne duce spre ideea că este posibil, într-adevăr, un conflict între umanitatea, așa cum o vedem noi acum, și umanitatea integrată cu o inteligență artificială peste aia. Mulțumesc. Vedeți, eu nu sunt sigur că nu gândesc algoritmic. Nu se știu dacă da sau dacă nu. Dacă nu sunt algoritmi în mine, vorbesc de generații anterioare, de felul de a gândi a unui strămoș de acum 100 de ani, sau de acum 1000 de ani, pe care ADN-ul l-a preluat și le așează în felul în care, nu știu cât de largă este plaja asta celor 100 de milioane de miliarde de celule și dacă n-am obligații care vin din trecut și care sunt ereditare, cumva. Dacă nu, cumva e epigenetica, deci influența mediului înconjurător, chiar și asupra miezului, ADN-ului meu, e atât de puternică încât mă poate transforma și eu cred că da, și asta se întâmplă. Deci nu m-aș repezi să spun Homo sapiens de protoplasm e creația lui Dumnezeu, de ce perfect? Că nu e. Nu e perfect. În timp ce o mașinărie, dacă e bine făcută, pentru o vreme, e perfectă.
Vă atrag atenția că unul dintre vizionarii culturii este Isaac Asimov. Asimov scrie povești cu roboți, delicioase povești cu roboți, pe care le recomand tuturor inginerilor să le citească, să vadă în ce belele îi vână roboții pe oamenii care construiesc roboți și că dacă n-ar fi fost robopsihologa Suzanne Calvin Ockhama, o fată bătrână, un spinster, care e îndrăgostită de roboții să-i repare, să-i șurubărească pe diverse șmecherii, nu s-ar fi descurcat ca să iasă mai departe. Asimov e îndrăgostit prin anii 50 de roboți, lumea viitorului e făcută cu roboți, funcționează și pe Mercur, dar pe Mercur, dacă îmi amintesc bine o poveste, unul damblagește din pricina religiei, căci începe să închină la centrală energetică, mă rog, o chestie de asta și e reparat în urmă cu cele trei legi ale robotii. Însă mai târziu, peste 20 de ani, 30 de ani, când scrie ciclul Fundația, Asimov e eliminat pe roboții. Nu. Cu voi nu. Ați greșit cândva, dar nu spune când, și nu vă mai luăm mai departe. Lasă că ne descurcăm cu forța gândului. Asta e eu știu, capacitate de previzionare. Uitați-vă însă la o mașinărie, la o mașinuță Ford, aia tip Ford T, aia care a îmbolnăvit planeta, că din cauza ei suntem bolnavi de poluare, cât era de simplă, de simplist făcută, și la o mașină de acum încărcată cu electronica. Vreau să spun că pentru ca să poată fi condusă Ford-ul ăla, populația Americii, în stilul de marketing american, învățați o poezie de felul ăsta. Vârbe, cheia, trage, contactul, apasă, pedala, mișcă, maneta, și făceau asta la școală și în familie toți, și învățau să conducă produsul pe care îl vindea Ford tuturor. Astea erau începuturile. Să stricau rămâneau pe tuturor, până acum au ajuns. Iar acum sunt sofisticate și Tesla Motors are pretenția că doar o chem, te urci la, îi spui direcția și doar din spate și ea te duce unde va vrea să știe. Asta înseamnă deja robot, nu? Înseamnă o mașinărie super inteligentă, care duce mai departe pe drumul ei o persoană de protoplasmă super inteligentă. Care e mai super inteligentă dintre cele două super inteligențe? Asta e viitorul, e greu de șurubărit. Cum se vor descurca cei care vor pleca în punctele la Lagrange? Ce se va întâmpla cu cei care vor pleca pe Marte? Se vor naște oameni, altă gravitația. Cum va fi felul de a judeca acolo? Dar cei care se vor duce să lucreze pe lume? Tu nu-ți dai seama ce probleme ai să ai peste vreo 40 de ani. Nici măcar nu vrei să ți le imaginezi. Eu lucru că aș face la școală un club din ăsta și la fel tânărul domn de acolo, domnule, și aș începe să șurubăresc viitorul. Asta ați fără adaptaților. Un domn pe nume Jules Verne, prin anii 1870-80-90, s-a apucat să scrie povești zicând către noi, pe spunea, uite așa o să faceți voi. Jules Verne n-a scris povești ca să ne distreze. El a inventat secolul al XX-lea, cărțile lui au fost, cred că peste 100 de cărți, au fost traduse în toate limbile Pământului, în nu știu câte sute de milioane, dacă nu un miliard de exemplare, și noi am făcut ce am făcut, nu se face. Cei care acum scriu poveștile astea, asta fac. Știința și tehnica, asta înseamnă, încearcă să-ți bâne ție sub nas, ideea că mai e puțin și te duci mai departe. Dar gândiți-vă că în momentul în care noi vorbim, mai sunt 3 săptămâni până când o navă plecată de pe Pământ vreo 9 ani în urmă, ajunge să termine sistemul solar, să apropie de planetoidul Pluton, are informație că sunt vreo 6 sateliți. Deci un pietroi mititel care e pe acolo, 6 sateliți, între care unul Charon, e mai mare decât ar trebui să fie, conform legilor. New Horizon pe 14 iulie va ajunge acolo. Trebuie să vă știm exact când jucăria asta făcută de inginere va ajunge pe Pluton, se va învârti pe acolo, va fotografia, va filma, le va trimite datele pe Pământ. Ai idee cât face o scrisorică de la Pluton până la noi? 9 ore. Mergând cu viteza luminii, e nevoie de 9 ore. Deci dacă e să-i dau o comandă lui New Horizon, băi, New Horizon, privește la dreapta, 9 ore, Horizon răspunde, da, că mi-l da, 18 ore. Asta în sistemul solar, așa sunt lucrurile. Asta e acolo, iar Rosetta, care e cea mai mare realizare a genului uman,
a ajuns pe Churyumov Gerasimenko, o cometă, o cometă făcută de doi bulgări de cometă, bufniți unul de altul, au așa o șeală la mijloc și sonda asta, Rosetta, întâi a pornit spre Jupiter, Saturn, i-a pozat acolo, a spionat, că era să spioneze, a folosit accelerația gravitațională a planetelor, așa ca pe un fel de praștiere, și a ajuns până la urmă să se întâlnească cu o cometă pe care savanții o calculaseră acum 11 ani. Deci, stai să acum 11 ani înainte, astronomii au știut că pietroiul a pornit de acolo, a ajuns în Roma, s-a costit și s-a întâlnit Rosetta aici. Rosetta a ajuns să vârte în jurul lui. În jurul lui Churyumov Gerasimenko a trimis un lander pe, știți povestea de la televizor, am început să vă spun puțin înainte, landerul ăsta înseamnă un fel de dulăpior care a căzut pe, pe cometă, n-a scos ghearele la timp, aici e greșeala inginerilor, a căzut într-o băjeună, a apucat timp de vreo două ore să ne spună un altă despre mediul care a căzut și i s-a terminat combustibilul și a trecut. Da, pentru că cometa înaintează spre Soare, pentru că Soarele are putere și-a topit gheața din băgăuna aia și razele Soarele au ajuns la, la, la enderofile, enderofile au florit. Deci, e ca o floricică în spațiu, a fost fructă de metal, a prins energie și ne-a trimis un plecare acasă. Pământ am înviat. Acum urmează să spună că trebuie să scoată un burghiu, să facă o gaură în roca aia, care e foarte poroasă, e densitatea mai mică decât a apei. Deci dacă am putut pe ocean, ar plăti toată cometa aia. Se pare că sunt structuri organice, ceea ce e o lucru extraordinară, dacă cunoaște ei. Asta sunt femeie capabile. Extraordinar. Deci merge cu bâta mea la sau la încă, unii dintre noi, dar alții, uite, Rosetta și uite unde ajungem și teoria relativității. Și pentru că suntem tot în science fiction și domnul profesor a fost totdeauna un mare purtător al imaginației la toate generațiile, vă sugerez o altă carte foarte importantă, care se cheamă Comara Cunoașterii. E o carte scoasă de editura Nemira, carte care sugerează o societate și evoluția unei societăți care evoluează din ce în ce mai diferențiată. Unii care au capacitatea să dezvolte din cauza contextului și au o explozie de cunoaștere și de inteligență și de conștiință și alții rămân în umbră. Pe dezvoltare inegală. E un mediu care incide și fiecare trăia ce poate să trăia. Și aceasta creează o tensiune socială și un eseu, de fapt, foarte interesant, scrisă de un fizician, totuși un doctor în fizică, deși e science fiction, și sugerează că care ar fi conflictele care se nasc datorită dezvoltării cunoașterii. E foarte interesantă, Comara Cunoașterii. Marco Lier, ar fi interesant să specialistul în Black Holes de acolo, să-l agățăm să fie colaborator la revistă, să ne scrie și o părerea lui despre a plecat. Da. În orice caz, e un subiect care cred că merită dezvoltat, merită atenție, merită să citiți revista Știință și Tehnică, merită să vă uitați pe internet vis-a-vis Atlanticron, aici s-a născut Atlanticron, părintele Atlanticron, și directorul e acolo, trebuie să invit oficial pe toată lumea, sorry. Așa, poate ne povesti două minute despre Atlanticron. Să vorbim, dacă avem directorul aici, să zică el. Da, ai microfon. Atlanticron, până la urmă, a fost o idee science fiction. O idee science fiction care a devenit realitate. Aici, cel care m-a crescut, m-a îndrumat și m-a provocat acum 25-26 de ani, este un loc, un mini Superzășoate, deci este o insuliță, cei care au scos o insuliță mică cu Dunării, la 20 de km de cel mai unde, vară de vară, de 25 de ani, se întâlnesc, nu știu, de 500 de participanți de diferite vârste, în ultimii 10 ani de zile, vârsta, cum se numesc, avem deja juniori de la 8 luni până spre 70 de ani. Și în sus și în jos. Dar targetul, rămân, targetul rămâne până la urmă cei care au vârste între 15 și 26 de ani, spune noi, putem să umblăm pe mințile lor și să schimbăm. Este o tabără de vară, unde vorbim despre viitorul științelor, artei, culturii și sportului, pentru că este o vacanță. Trebuie să spun că acest program, această tabără,
este an de an, în ultimii 15-16 ani, organizată de către Centru pentru Studii Complexe. Eu sunt, fac parte cumva, cei drept nu prea des, dar cel puțin pe an sunt directorul acestui program în echipa, în familia Centrului Studii Complexe. Sigur că de 25 de ani, Alexandru Mironov este alături de mine, de noi, aproape din înseamnă echipă de 60-70 de oameni care lucrează an de an pe chestia asta. Vreau să vă mai spun că acolo, timp de 24 de ore, 10 zile, se întâmplă ceva. Ca o statistică, edițiile anterioare s-au întâmplat paralel 37 de activități între 24 de ore, între 10 zile. Am aici, văd și pe Bogdan Vedărescu, fost olimpic de astronomie, unul din coordonatorii de programe, unul din laboratoare interesante pentru instruință, pentru că e interesant de ce. Nu știu dacă trebuie să stai în drumul de copilă. Puteți face lucrul ăsta pe insuliță, cu telescope profesionale, pe un atelier coordonat de Bogdan Vedărescu, dar și echipa de la Suceava, Cygnus. Ce să vă zic, dacă e detalii, e de complicat să fac față la ce timp avem acum. Sigur, vreți să vedeți despre Atlanticul ce înseamnă YouTube. Avem un canal cu vreo 50-100 de filmulețe, avem filme făcute documentare de către televiziunii, cum ar fi DigiWorld. Sigur, Alexandru Mironov a coordonat și a generat aceste lucruri. Am spus, am trecut că este ultima frontieră. Sigur, e greu să spui nu. Am fost întrebat de una dintre cele mele, două ușoare, și m-a întrebat de ce m-am răzgândit totuși ca să facem o continuare Atlanticului. Și, într-adevăr, am recunoscut că primul copil al meu a fost tabra de la Atlanticul și am avut două cine. Mi este greu serios la primul copil, cum s-a spune. Sigur, Atlanticul va dura cât va fi nevoie să dureze. Este un loc de vise, este un loc unde se discută despre meteorologie și futurologie, lângă o cetate romană unde se descoperă trecutul. Am vorbit, cred că destul de mult, poate vreți să adăugați. Sigur pot